Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Iași, organizează luna viitoare, în prima zi de aprilie, concertul caritabil Armonii Albastre. Evenimentul va avea loc în aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași. Evenimentul marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, care se sărbătorește în fiecare an la 2 aprilie. Concertul va fi susținut de Quartetul Filarmonicii Moldova Iași, Ad Libitum. Intrarea la spectacol se va face pe bază de invitație, în valoare de 65 de lei. Fondurile strânse din vânzarea acestora vor fi donate ANCAR Iași. Pe data de 1 aprilie vom organiza la Iași, în aula Bibliotecii Centrale Universitare, un eveniment caritabil destinat strângerii de fonduri pentru copiii și tinerii cu autism din Iași. Iași, ora 19, iar biletele pot fi rezervate la telefon sau pe adresa de e-mail a asociației. Fondurile sunt destinate serviciilor pe care organizația noastră le oferă copiilor și tinerilor cu autism. Pe 2 aprilie va avea loc un flash mob pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism, iar seara 4 clădiri importante din Iași vor fi luminate în albastru. Pe 2 aprilie, atunci când marcăm Ziua Internațională pentru Conștientizarea Autismului, vom organiza în atriumul din Palas Iași un flash mob la care invităm toți ieșenii care doresc să susțină cauza autismului, iar seara se vor ilumina în albastru 4 clădiri reprezentative ale orașului nostru. Da, este vorba de Camera de Comerț și Industrie Iași, Biblioteca Centrală Universitară, Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași.